Bună ziua tuturor! Acest videoclip este etalare generală în iubire. Avem trei variante, varianta numărul 1 ulcica roșie, varianta numărul 2 ulcica neagră și varianta numărul 3 ulcica verde. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. Iar eu între timp voi începe cu prima variantă și anume ulcica roșie. Să începem această etalare. Această etalare, deja dacă v-ați obișnuit cu ea, durează puțin mai mult decât celelalte, pentru că cuprinde mai multe etape. Și voi începe cu situația actuală a conexiunii dintre voi doi. Situația actuală a conexiunii dintre voi doi. Pentru cei de la ulcica roșie. Situație actuală a conexiunii dintre voi doi. Încotro se îndreaptă această conexiune. Încotro se va îndrepta această conexiune. Haideți să vedem. Bun, văd că în foarte multe relații dintre cei care ați ales ulcica roșie, aveți o atitudine veselă și optimistă în tot ceea ce faceți. Tot ce faceți, voi faceți din inimă cu plăcere. Chiar dacă sunteți la început de drum într-o nouă relație sau poate este o relație care durează de ceva timp, chiar dacă poate ați trecut și prin momente puțin mai negative, ca să zic așa, acum sunteți într-o situație mai bună. Sau este posibil unii dintre voi să, chiar dacă v-aș certa cu partenerul, să urmeze o reîmpăcare între voi și să vă simțiți din nou aceleași persoane pline de viață, fericite și așa mai departe. Aici pot doar să spun că pentru foarte mulți dintre voi există foarte multe secrete și mai există încă o persoană. Indiferent că voi sunteți soția, că voi sunteți amanta, dar există această persoană. Aici sunt multe cu părere de rău, sau cum vreți voi să spuneți, dar de această dată aș putea spune că cea de-a treia persoană este în cazul femeilor. Adică este o situație în care femeile mai au încă un amant. Nu zic că bărbații nu au. Nu există această posibilitate ca și bărbații să aibă o amantă, dar de această dată este mai predominantă partea feminină care înșală. Sau poate că ați considerat că v-ați despărțit de altcineva, de cineva și puteți începe o nouă relație cu altcineva, dar probabil nu v-ați desprins în totalitate
de persoana cu care v-ați certat. Se poate întâmpla că încă mai comunicați cu persoana de care v-ați despărțit, chiar dacă ați început o nouă relație. Atenție doar că aceste lucruri, oricât ați încerca voi să le țineți secrete, se vor afla. Și asta o să vă cam dea bătăi de cap. Deci, la nivel de conexiune, voi sunteți bine cu persoana nouă. Singura problemă este încă că încă nu v-ați detașat total de persoana din trecut. Alături de persoana din trecut sunt foarte multe secrete și cu aceleași secrete cumva acționați și în relația nouă pe care voi o aveți. Deci aici un pic de atenție la acest aspect, pentru că asta este posibil să vă dea bătăi de cap. Chiar dacă noul partener este mai adâncit în muncă, chiar dacă, nu știu, poate vi se pare că nu are timp suficient pentru voi sau ceva de acest gen, asta nu înseamnă că voi trebuie să comunicați cu persoana din trecut sau că trebuie să căutați o altă persoană. Deci încercați să vă rezolvați problemele acestea între voi și să puteți să aveți o conexiune bună pe o singură direcție, nu pe două. Pentru că altfel, știți cum se spune, cine fuge după doi iepuri nu prinde niciun. Nu vă grăbiți să anunțați ceea ce vreți să faceți, ce decizie vreți să luați și încotro vreți să vă îndreptați, pentru că aveți nevoie de ceva timp pentru a vă da seama de persoana cu care vreți să rămâneți. Pentru că, din câte văd, foarte multe persoane dintre voi tind să rămână cu persoana din trecut. Dar de asta vă spun, luați-vă puțin timp, că s-ar putea să realizați că, de fapt, acea persoană de care voi v-ați despărțit nu este persoana pe care voi vă doriți și că este mai bine să mergeți înainte cu această persoană nouă. Deci mare, mare grijă și atenție la alegerea pe care voi vreți să o faceți. Încotro se va îndrepta această conexiune? Exact ceea ce spuneam, pentru cei care... Pentru că aici există două posibilități, așa cum v-am spus. O parte dintre cele care vă întoarceți la persoana din trecut, dar asta nu înseamnă că veți face o familie cu acea persoană. De ce? Pentru că acea persoană este o persoană căreia îi plac plăcerile, căreia îi place validarea din partea mai multor persoane de sex opus. Este o persoană care se uită în toate direcțiile și este foarte focusat pe partea financiară. În schimb, această persoană nouă care a intrat sau urmează să intre în viața voastră este o persoană care se bazează mai mult pe faptul de a-și face o familie, de a fi împreună cu persoana iubită și așa mai departe. Deci de asta vă spun, voi sunteți în punctul în care trebuie să vă gândiți foarte, foarte bine ce anume vă doriți să faceți pe mai departe. Încercați să vă relaxați cât mai mult, chiar dacă trebuie să luați această decizie, această hotărâre, dar important este să luați decizia corectă. Aveți parte de liniște în acest moment și la muncă și în familie și vă puteți îndrepta atenția acum spre un domeniu artistic, în așa fel încât să puteți lua decizia corectă. Detașați-vă un pic și de la o persoană și de la cealaltă, măcar pentru câteva zile, și faceți altceva, încât după să vă dați seama de fapt cu cine vă doriți să rămâneți. Din ce iasă aici, din cărțile care le am pe masă, îmi iasă foarte clar că o nouă idilă, această persoană nouă vă va înserina viața și nimic și nimeni nu vă va mai putea supăra. Dacă această relație nouă va evolua sau nu, nu se știe, dar cel puțin deocamdată sunteți fericiți și, cum se spune, trăiți momentul. Iar după se va vedea ce va urma. Nu încercați să aflați
acum oare voi rămâne cu această persoană nouă sau nu, pentru că asta se va întâmpla în viitor, iar acum cărțile sunt pentru momentul prezent, nu pentru viitor. Da? Dar asta nu înseamnă că, indiferent de ce se va întâmpla cu această persoană nouă, voi veți fi fericite cu persoana din trecut. Deci, exclus, v-am spus, cu persoana din trecut nu veți fi fericite nici acum, nici pe viitor, pentru că vor exista foarte multe secrete între voi și în momentul în care acele secrete iasă la iveală, vor fi foarte multe probleme. Bun. Să vedem la ce să vă așteptați în continuare de la această persoană la care, pentru care voi ați ales pulcica roșie. La ce să vă așteptați în continuare? Aici văd că sunteți persoane care aveți intuiție sau poate chiar vise. Deja v-ați cam dat seama de persoana din trecut, persoana la care voi v-ați gândit cam felul său de a fi, însă parcă nu vă vine să credeți. De multe ori poate că dacă cumva e ca și cum parcă numărați zilele sau vă uitați în calendar cam care ar fi ziua în care v-ar putea contacta, nu știu, pentru ziua voastră sau pentru o anumită zi mai care înseamnă ceva pentru amândoi și cumva stați și calculați acele zile, ore și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că acea persoană este cu gândul la voi neapărat, ci acea persoană se bucură de familia sa, de chiar dacă nu are o familie, oricum există o altă persoană în viața lui și se bucură împreună de persoana respectivă. Mă scuzați. Pe voi, într-adevăr, vă vede destul de la distanță, îndepărtate, în momentul în care sunteți cu persoana respectivă, vă vede ca pe o adevărată soție, mamă și așa mai departe, dar sunt prea puține acele momente, acele clipe în care vă vede femeia ideală. Nu văd cumva această persoană, chiar dacă se îndreaptă spre voi, chiar dacă vine spre voi, cumva își dorește să aibă în jurul său două energii feminine, nu doar una singură. Adică pe una s-o vadă soție, mamă, la copii și așa mai departe, iar pe cealaltă s-o vadă doar în momentele în care are necesitate. Deci, ca și concluzie, încotro se va îndrepta această relație. Această relație pentru persoana la care voi v-ați gândit nu se va îndrepta spre o relație clară, stabilă și așa mai departe, cum voi v-ați dori și ați vedea această relație, pentru că această persoană în permanență își dorește să aibă și o altă parte feminină în jurul său. Deci nu vă puteți aștepta la nimic pozitiv. Bun. Și am să trec la pulcica neagră. Să vedem situația actuală a conexiunii dintre voi doi. Și încotro se va îndrepta această conexiune. Bun, în primul rând, ce pot să vă spun este faptul că această persoană posibil să fie de o altă naționalitate, religie față de cum sunteți voi, să fie o persoană căsătorită sau să locuiască într-o altă țară față de unde sunteți voi. Dacă cumva vă întrebați dacă această persoană are familie, da, această persoană are familie. Această persoană are destul de multe conflicte interioare, în primul rând, dar în același timp este și o persoană destul de conflictuală. Această
persoana, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul său, ține la familia sa, ține la cei din jur, își dorește să schimbe puțin lucrurile, dar să, în așa fel încât să-i fie mai bine. Dacă vă întrebați ce simte pentru voi această persoană, această persoană vă vede doar ca pe o simplă aventură, vine cumva la voi pe ascuns, nu își dorește de la voi mai mult decât o simplă idilă, cumva pe voi vă ține ascunse de lume, ca să zic așa, în sensul că nu a povestit la nimeni despre voi și nici nu intenționează să facă acest lucru. Cumva voi sunteți acolo care doar așteptați. Dacă vă dă vreun semn, bine, dacă nu, voi doar așteptați și cam atât. Cam asta este conexiunea dintre voi în acest moment. În acest moment este bine în familia sa așa cum este și nu își dorește să schimbe lucrurile. Nu își dorește ca soția să afle, nu își dorește ca familia sa să afle despre ceea ce face în afara căsătoriei. Deci dacă v-ați gândit la lucruri mai stabile în legătură cu această persoană, nu se va întâmpla acest lucru. Cred că și comunicarea dintre voi doi este mai mult prin mesaje decât telefonic, tocmai pe acest motiv că are o familie și nu poate răspunde la telefon ori de câte ori vă doriți voi. Poate vă întrebați de ce, când vă blochează, când vă deblochează, la fel, acesta este motivul, pentru că când este cu familia vă blochează pentru că nu vrea să fie deranjat, când este singur atunci vă deblochează și poate vă trimite un mesaj. Adică voi poate v-ați pus destul de multe semne de întrebare de ce se comportă așa, acesta este motivul comportamentului său. Are o altă relație, o altă stabilitate și nu-și dorește în acest moment să schimbe lucrurile. Dacă vă puneți întrebarea dacă o să vă mai caute, da, de căutat o să vă mai caute, dar la fel pe ascuns. Hai să vedem și încotro se va îndrepta această relație, această situație. Încotro se va îndrepta. Încotro se va îndrepta această relație. Bun, este posibil ca în urma unei discuții destul de aprinse cu voi, această persoană să vină din nou la voi, să vă spună că își dorește mai mult de atât, dar că nu poate să... În acest moment nu poate să vă ofere mai mult de atât, dar asta nu înseamnă că își dorește să se despartă de voi. Este posibil ca această persoană chiar să facă o călătorie la voi, dar asta nu înseamnă că și rămâne cu voi. Deci această persoană vrea doar să se asigure că voi sunteți acolo ori de câte ori are nevoie. Dacă vă gândiți ce vă poate oferi această persoană, această persoană vă poate oferi doar o viață plictisită, viață fadă, fără strălucire. De ce? Pentru că, așa cum v-am spus, această persoană nu-și dorește mai mult decât o aventură cu voi, dar nici nu-și dorește să vă lase să vă vedeți de viața voastră. Dacă voi nu sunteți suficient de puternice încât să-i spuneți stop, m-am săturat și vreau să am și eu viața mea, voi veți continua așa la nesfârșit. Singura problemă în acest caz este că la final voi sunteți cele care veți rămâne singure. Această persoană este o persoană destul de autocritică și chiar
Este o persoană care critică destul de mult și chiar vă face cumva să ajungeți în punctul în care vă faceți autocritică singură și să aveți impresia că toată vina este a voastră. Însă, din păcate, aveți grijă pentru că această critică pe care încearcă această persoană să o facă în legătură cu voi nu este una constructivă, ci una destructivă, pentru că vrea să depindeți de el sau de ea și să fiți acolo în permanență atunci când are nevoie de voi. Este momentul în care e bine să puneți punctul pe i și să ajungeți la acea despărțire cu tot ce implică ea, pentru că dacă nu încercați să faceți acest lucru în acest moment, nu îl veți mai putea face niciodată. Această persoană nu este că se va schimba. Singura schimbare pe care o puteți face sunteți voi, să luați hotărârea finală și decisivă de a vă îndepărta de această persoană, indiferent cât ar încerca să vă întoarcă din drum. Dacă voi nu faceți acest lucru, această persoană va profita de situația asta încă 50 de ani de acum înainte. Este bine să, din nou și ultima carte, ne spune foarte clar, este bine să renunțați la tot ce este vechi și să luați totul de la început, indiferent ce implică acest nou început. Recunoașteți-vă propriile valori, desprindere de bunuri spirituale preluate și pasul cutezător care poate trece și cele mai mari obstacole. E bine ca voi să vă încredeți mai mult în divinitate, să vă încredeți mai mult în propriile voastre valori, în ceea ce puteți face voi, pentru că voi sunteți capabili sau capabile să depășiți orice obstacol și fără această persoană. Pentru că aici cred că este o situație în care această persoană a încercat să vă inducă faptul că fără el sau fără ea nu vă veți putea descurca. Dar e total greșit. Aici depinde doar de voi cât sunteți de capabili sau capabile să ieșiți din această situație și această relație. Cam astea au fost informațiile și pentru cei de la varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3, ulcica verde. Să vedem conexiunea dintre voi doi. Aici cred că deja s-a întâmplat o ruptură între voi doi. Să vedem și încotro se îndreaptă conexiunea dintre voi doi. Exact așa cum spuneam, aici deja s-a întâmplat o separare, un divorț, o răceală în sentimente, este foarte multă indiferență, dispreț, dar dacă cumva această persoană, indiferent că v-ați despărțit voi de această persoană sau indiferent dacă această persoană s-a despărțit de voi, asta este foarte bine pentru că această persoană a dat dovadă de foarte mult egoism, lipsă de considerație, indiferență, voință slabă, perversitate și chiar autodistrugere. Această persoană clar nu a fost o persoană benefică pentru voi și nici nu va fi pe viitor, iar voi cred că v-ați dat seama deja de aceste lucruri. Dacă vă întrebați dacă își dorește un nou început cu voi, da, și îl dorește, însă din câte văd, voi știți să puneți punctul pe i și să-i spuneți nu te mai vreau în viața mea. Și faceți chiar foarte bine acest lucru, pentru că și dacă s-ar reîntoarce în viața voastră, nu face altceva decât să vă dea, să vă dea impresia că își dorește schimbare, să vă dea impresia că își dorește să facă lucrurile într-un mod diferit, dar de fapt să nu le facă așa. Este mai bine să nu vă mai împăcați cu această persoană,
pentru că altfel nu faceți altceva decât să amânați momentul despărțirii definitive. Nu știu câtă încredere sau curaj mai are această persoană să se reîntoarcă la voi, dar se gândește să aibă un nou început cu voi. Dar v-am spus, depinde de voi dacă mai primiți sau nu în viața voastră această persoană. Din câte văd, sunteți foarte mulți sau multe care nu mai veți mai primi această persoană, iar în momentul în care se reîntoarce la voi, indiferent cu ce propunere vine, indiferent cu ce ofertă, indiferent ce v-ar promite, nu mai acceptați, pentru că v-a rănit prea mult și v-ați dat seama că nu este persoana lângă care vreți să rămâneți. Haideți să vedem totuși ce se va întâmpla între voi și această persoană. Ce urmează să se întâmple între voi și această persoană la care v-ați gândit pentru ultica verde. Din nou mi-a ieșit că această persoană va veni cu destul de multe promisiuni, dar după care se va îndepărta din nou. Adică nu este o persoană și din nou veți refuza această persoană. Deci cărțile se repetă, este clar că cu persoana la care v-ați gândit pentru ulcica verde nu veți rămâne. Haideți să vedem pentru voi totuși dacă veți întâlni curând o persoană nouă. Da, veți întâlni foarte curând, dacă nu ați întâlnit deja, o persoană nouă. Doar atenție puțin că această persoană, în momentul în care îl veți cunoaște, să vă dați seama că face anumite lucruri la fel ca fostul. Și atunci, cumva, voi să nu știți dacă să acceptați această persoană nouă în viața voastră sau nu. Ce pot să vă spun este, trăiți momentul, gândiți-vă la relația actuală, dar luați-o ca pe ceva nou, ca pe ceva, nu, încercați să nu comparați, încercați să nu repetați greșelile, încercați să faceți totul ca și cum acum faceți pentru prima dată, ca și cum este prima persoană care apare în viața voastră. Încercați să nu faceți comparații. De ce? Pentru că lucrurile se vor așeza și această persoană este destul de benefică pentru voi. Această persoană nouă, bineînțeles. Cam astea au fost, hai să vedem totuși, în legătură cu persoana nouă, încotro se vor îndrepta lucrurile. Încotro se vor îndrepta lucrurile cu persoana nouă. Deci, dacă voi veți ști să luați lucrurile și să trăiți momentul, lucrurile se vor așeza și vor merge în direcția bună. Dar dacă veți face comparații, nu veți face altceva decât să îndepărtați această persoană din viața voastră. Deci un pic de atenție. Cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 3. Sper că au fost informații utile. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!